printre milioane de singurătăți. Vorbește liber. Pentru că vocea ta contează. Pentru că noi te auzim. Te înțelegem. Să vorbim despre tine. Locul unde nimeni nu e nimeni. O poezie care spune câte ceva despre viața mea. Eu n-am să mă fac bine niciodată. Mereu voi suferi de o boală grea, simțindu-mi conștiința vinovată că nu e totul gata în țara mea. Puteți să mă întrebați ce vrei, băiete, întreburile mari de ce te bagi. Am să răspund milos și pe îndelete. Eu știu că îmi sunt dragi cei ce îmi sunt dragi. Mi-am investit și timp, și nervi, și viață în drumul care m-a ademenit și am acceptat să dorm pe copci de gheață și să trăiesc pe muche de cuțit. Puteam să-mi fac în alte părți avere, puteam să fiu un bun european, puteam să mă înscriu la mamifere, ins metabolic, de la an la an, puteam să am un os cum au toți servii, să-l rod meschin și fără de idei, dar epocii i-am cedat toți nervii și ea nu-mi dă nici drogurile ei. N-aveți la dumneavoastră în farmacie medicamente, boala să-mi luați, un singur leac îmi trebuiește mie să-i pot vedea pe ceilalți vindecați. Această boală e o boală rară. Această boală e o boală grea. Această boală se numește țară și leacul este ea și numai ea. Doamne, ocrotește-i pe români! Programul pentru că viața ne impune. Am intrat și noi în al doilea.
de ori. Să avem iarăși trei culori. Și-am plătit cât nu se poate sfânta noastră libertate. Șoptiți cu noi. Țara-i mică, vremea-i grea. Ce-o mai fi, o mai vedea. De uitat nu vom uita. Țara noastră cum e ea. Cât o fi român, român! Trupul va primi la sang. Adevăr, adevărat. Despre tot ce s-a întâmplat. Ține minte, Dumnezeu meu. Ține minte, există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și un jurământ te leagă. Și un jurământ te leagă. Țara noastră nu e dragă. Însă asta doar într-o zi. Asta doar într-o zi. Când vei fi și tu, bărbat, să ne simți mereu soldat, mereu soldat. Doamne, mă trăiește pe omâni. Pentru vechile hotare, pentru vechile, pentru România mare. Doamne, mă rodești, Doamne români. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Mă rodești, Doamne români. Mă rodește-i pe români. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre tine. Locul unde vocea ta contează, este auzită și este importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Invitații mei din această seară sunt doamna Carmen Dam, președinte a Partidului Mișcarea România Suverană. Bună seara. Bună și seara. Bine ați revenit. Și la mulți ani, că este prima ediție în la care ne ani. Vedem în acest an. La fel, alături de noi este și domnul Rizia Tudorache, vicepreședinte a Partidului Mișcarea Populară. Bună seara și bine ați revenit în platoul Nașul TV și la mulți ani. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Aș reveni la dumneavoastră, doamna Carmen Dan, fiind prima emisiune din acest an. Aș vrea să-mi spuneți ce le doriți românilor sau și care este dorința cea mai de preț pe care o aveți pentru acest an, 2024. În 2024 îmi doresc tare mult ca românii să înțeleagă cât de importantă este libertatea. Libertatea sub toate aspectele ei. În primul rând, libertatea de a se simți liberi și de a lua decizii în interesul lor. Le doresc să aibă discernământ și de a să găsească această libertate. Pentru că sentimentul pe care l-am trăit anul trecut și nu-mi doresc să-l trăiesc anul acesta, este că ne-am pierdut libertatea. Domnul Rizia Tudorache, aceleași întrebări. Da, înainte să le fac o urare românilor, aș vrea să le aduc în atenție că suntem astăzi în situația în care suntem cu țara și datorită lor, sau doar datorită lor, pentru că timp de 34 de ani am votat și am trimis să ne conducă pe cine am trimis și am ajuns unde am ajuns. Așa că românilor mei dragi, le urez multă înțelepciune, pentru că anul ăsta sunt 4 rânduri de alegeri și contează foarte mult cine va guverna, cine va conduce această țară următorii 4, respectiv 5 ani. Și dacă nici acum ne trezim, când suntem la fundul gropii, nu mai avem să ne ducem. Așa că, dragii mei români, vă doresc sănătate și multă, multă înțelepciune pe parcursul acestui an. La fel, mai am o întrebare. Cum a fost pentru noastră ziua de ieri? Cum ați sărbătorit? Și revin la dumneavoastră, doamna Carmen Dan. Noi am sărbătorit-o cum am simțit. O zi de mare însemnătate, pentru că ieri a însemnat, de fapt, România și am depus o coroană de flori la statuia domnitorului Alexandru Ion Cuza din dealul Mitropoliei, eu și colegii de la București, iar colegii din țară au participat la rândul lor la depuneri de coroane în municipiile reședință de județ. Avem câteva fotografii de acolo, de
la evenimentul de ieri la care ați participat. Ce, ce sentimente aveau, iată, colegii dumneavoastră când au depus coroane de flori și când, iată, trăim acele momente, ne aducem aminte, deși ar trebui să ne aducem aminte în fiecare zi că, iată, avem extrem de multe valori pe care am putea să le urmăm. Așa este. Nu trebuie să ne iubim țara doar cu ocazii speciale sau în ocazii speciale, trebuie să o iubim în fiecare zi. Și noi ieri am simțit emoție, mai ales că au fost mulți români care au venit în acel loc, sunt convinsă că nu numai acolo, însă să porți cu mândrie drapelul țării, să-ți cinstești înaintașii, să-ți redescoperi rădăcinile, să te gândești mai mult ca oricând în alte zile, cât este de important să simți că trăiești într-o țară, să o iubești, să îi respecti tradițiile, a însemnat, în primul rând, emoție. Apoi am fost în mijlocul oamenilor, nu numai cu ocazia depunerii de coroane, am fost în mijlocul oamenilor și la sediul partidului, unde i-am adunat pe toți cei care cred în mișcarea România Suverană și am vorbit despre neam și despre țară. Le-am ascultat posturile, n-am văzut oameni mulțumiți, le-am ascultat tristețile și suntem mai hotărâți ca niciodată să încercăm cu toții să salvăm România. Asta înseamnă că, așa cum spuneam, trebuie să ne regăsim libertatea, unitatea și solidaritatea. Și să fim mai hotărâți decât am fost până acum, atunci când în 2024 va trebui să decidem cine ne reprezintă în statul român, în Parlament, în Parlamentul European, la primărie. Și la președinție, și că la, iată și așa și la președinție, este, da. Evident. Revin la dumneavoastră, domnul Rizia Tudorache. Dumneavoastră, cum a sărbătorit ieri? Da, aș vrea să încep cu sfârșitul, pentru că ți-a spus președinție ceva, nu? La da, final, parcă da. Așa a zis, da. Păi ne gândim, președintele nostru, care, pe care l-am votat de două ori, e, a avut nu multe știu, a venit performanțe în prima oară a venit, ca să... Da. Am înțeles că era vizitat România pentru scurt timp, nu? Și nici n-a avut timp să ajungă la ea și s-a oprit doar la București și a dispărut iar săracul. Da, tot nouă ni se datorează că noi l-am votat de două ori. Nu mi-amintesc să fi fost vreodată în Basarabia, nu? A fost vreodată în Basarabia să se întâlnească cu românii noștri? Nu prea cred. Nu, prin Ucraina, când a fost, s-o fi întâlnit cu... Românii noștri, sutele de mii de români care avem pe acolo, năpăstuiți, care nu au drepturile pe care alte minorități le au la noi în țară, nu știu. Ia cătă că noi sărbătorim Mica Unire, mai avem un pic și sărbătorim la 27 martie începutul României Mari. De fiecare dată a început, sau cele două evenimente, atât Mica Unire cât și Marea Unire, au început din Moldova. 24 ianuarie și 27 martie 1918 și a durat până la 1 decembrie, tot a durat ca să-i convingem și pe ceilalți români sau până a fost mediu propice să facem România Mare. Uite, astăzi nu avem și suntem cam singura țară care suferim și astăzi în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Nu? Celelalte țări și-au reglat lucrurile, noi mai puțin. Și putem spune că se datorează cu vârf și îndesat dragilor noștri conducători care i-am avut până astăzi. Atât la președinție, cât și la guvern. Am avut momente în care puteam să facem România Mare. Am ratat. Și am ratat doar datorită lor. Ca să nu mai... am fost la Iași. Cum a fost la Iași? Vreau să vă spun, eu am fost de marți și am locuit, am avut cazare la un hotel chiar din centrul Iașiului, acolo unde au fost și principalele evenimente.
Și ceea ce mi-a atras atenția când am ajuns au fost sumedenia de garduri metalice puse, atât pe străzile adiacente, cât și în piață, mai multe rânduri chiar, nu doar un singur rând. Sau... Ați mai văzut asta până în prezent la Iași? Eu am participat la multe evenimente ale României cu mulți demnitari și în cercurile chiar cele mai interesante, cercurile, vorbim de cercul zero, ca să nu... Dar parcă de data asta a fost prea de tot. Adică măsurile de protecție au fost luate, zic eu, într-un mod exagerat. Mult prea la vedere, mult prea restrictive, riguroase și așa mai departe. Și totuși era o zi de sărbătoare, o zi de unde românul să se manifeste fără a fi îngrădit, pentru că e ziua noastră, unde am marcat începuturile atât a modernizării României, nu? Odată cu 24 ianuarie, până în reformele care le-a făcut primul conducător, primul domnitor, nu? Care a fost ales prima dată în Moldova și după care pe același l-a ales și România. Și primul domn conducător al statului care a început marile reforme ale României. Și cred că ar trebui la aceste zile să românul să fie mai relaxat, să ne sărbătorim frumos, să nu fim stresați, crispați, că vine cineva și ne deranjează un politician care a fost ales tot de români. Cu toate că, din punctul meu de vedere, cunoscându-i, mulți din cei care au fost la Iași nu merita să fie la Iași. Și nu merita, din multe puncte de vedere, atât prin ceea ce a făcut în anii de dinainte de mandatul ăsta și au un CV, cât și în ultimii ani. Și vedeți ce se întâmplă, vedeți unde s-a ajuns, vedeți că avem proteste pe cele mai multe brezle din România și așa mai departe. Au fost și manifestări decente și mai zgomotoase și mai și mai denaturate. Noi am avut parte de fiecare are ansamblu. Modul său de a sărbători. Adică nu cred că ar trebui să comentăm. Fiecare sărbătorește cum simte. Sigur, tot de exemplu. Eu spun că am avut parte de tot ansamblu. Al, adică nu adică a rămas... Adică ați asistat la întreg tabloul de la Iași, nu? Sigur, da. Am avut și partide care am văzut că s-au retras și au refuzat să manifeste, este să fie împreună cu cei care au fost la guvernare în ultimii 33 de ani. Noi, spre exemplu, am depus coroana de flori, am stat cât a fost momentul principal în piața centrală, după care, împreună cu, cu membrii de partid și simpatizanții noștri, peste 1000, ne-am retras într-o sală generoasă. Și ne-am pus la punct... Iată, vedem câteva fotografii. Da, ce s-a întâmplat mai punct, exact la această întâlnire pe care i-ați da, organizat-o? Strategia și ceea ce este astăzi în Partidul Mișcarea Populară. Noi avem deja votat și stabilit... Da, sunt peste 1000 de oameni. Cu regret n-am putut să-i primim pe toți pentru că regulile ISUS sunt drastice și fiind într-un... într-o locație unde erau și magazine și alte, nu am putut să depășim numărul care ne-a fost impus prin, de către cei care ne-au dat aprobarea pentru această manifestare. Și aici am clarificat încă o dată strategia, de asemenea am reafirmat susținerea pentru candidatura domnului președinte Cristian Diaconescu la fotoliu de la Cotroceni. A fost mai mult un dialog a președintelui cu cei care au fost în sală, nu a fost un monolog, ci a fost un dialog, sigur, că da, cu întrebări foarte multe din partea colegilor, din partea celor prezenți, unde li s-a răspuns franc, fără niciun fel de reținere.
am uitat să criticăm și să fie o întâlnire unde să se bazeze doar pe critica celor care sunt, care au fost și sunt la guvernare și așa mai departe. Ne-a interesat mai mult ce suntem, ce vom face și să lămurim colegii noștri din sală cu problemele care îi frământă. Inclusiv conflictele care le avem la graniță au fost lămurite din perspectiva, zic eu, sau din, prin prin ceea ce înseamnă, zic eu, sau prin răspunsurile omului pe care îl consider cel mai pregătit la momentul ăsta din punct de vedere al relațiilor internaționale, al cunoștințelor și a ceea ce înseamnă, de asemenea, viziunea dumnealui față de ceea ce poate să, unde poate să ducă astfel de conflicte pe care le avem la graniță și nu cred că este prea confortabil pentru viitorul pe care îl avem, atât economic, cât și din punct de vedere al securității noastre. Sunt curioasă dacă s-a adus în discuție și conflictul dintre român și român, că și aici avem o problemă. Dacă ne referim la a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 34 de ani, la asta ne referim, că iată, vedem extrem de multe exemple în care soț și soție nu se mai înțeleg din cauza politicului, copil cu părinte nu se mai înțelege, mă refer la adulți, da. Pe mine, dacă adică au fost prea s-a dezbinat familia. Da, dacă au fost momente și începând cu 89, evenimentele din 89, 90, 91, 92, în care românul a fost privat vreo 50 de ani de a fi în tumultul ăsta al campaniilor electorale, a promovării pe unii și pe alții, a diferitelor doctrine și așa mai departe, era firesc să fie și să se ajungă la aceste contradicții, inclusiv la nivelul familiei, unde au fost suficiente și puntele mai comice, altele serioase, s-a ajuns la divorțul și așa mai departe. Pe stradă au fost conflictele, bătăi, multate evenimente de genul mineriade, unii le aplaudau, alții le condamnau. Așa cum am picat și în ochii Europei după acele evenimente, de iar ne-am dus la fund. Și da, român contra român. Astăzi mi-e pare rău că românul a ajuns pe un palier de indolență, de nepăsare. Și aici cred că este și faptul că avem foarte mulți plecați. Mulți români cărora le pasă nu mai sunt în țară. Au plecat în alte zone să-și găsească un trai mai bun. Și este păcat că s-a întâmplat asta. Este păcat că nu facem nimic în țară, nu să-i aducem. Greșit spus, să aducem românii acasă. Nu e adevărat, nu, nu asta. Ne-ar trebui să facem în țară lucruri pe care le putem face și cu care să-i atragem să se întoarcă înapoi. Și aici prima chestiune care ar putea să facem, să facem niște reguli pentru mediul de afaceri care să fie corecte și care să le dea posibilitatea care, prin care să aibă predictibilitate în ceea ce fac sau dacă au o inițiativă în a se dezvolta pe un anumit domeniu. Nu avem nici măcar aceste reguli simple ca omul să fie în siguranță când își începe un business să-l poată dezvolta. Și vedeți ce se întâmplă la afumați, vedeți ce spun oamenii și așa mai departe. Chiar dacă sunt intimidați să... Da, eu știu. Corect. Și mocnirea asta unde o să ducă. Aș vrea să spună și doamna Carmen, ce părere aveți de intrigile acestea între români? Nu cu resemnare, dar cu tristețe am urmărit ce s-a întâmplat începând cu ziua de ieri, care a fost o zi cu însemnătate specială, pe care cred că fiecare român a trăit-o sau ar fi trebuit să o trăiască într-un mod special, dar raportându-mă la ce s-a întâmplat ieri, am văzut un... putem să... De asta, în continuare a celor spuse de colegul meu de platou, este datoria noastră, este obligația noastră să punctăm toate aceste derapaje care țin de nepăsarea celor care ne conduc.
ca să nu spun mai mult, pe care românii o văd, eu sunt convinsă de asta, dar am văzut un președinte care a apărut după 2 luni de zile. O să vedem imediat. Și nimeni nu știe unde a fost, nimeni nu știe ce a făcut. A fost subiect de glume pe net, de că noi întotdeauna facem haz de necaz, dar e foarte, foarte serioasă această atitudine. E, cum să spun, obligatoriu să fie taxată. Ministru, poate că condițiile în care această funcție de președinte una privată. Da. Una privată și atunci noi nu prea trebuie știți să... Știți care e problema? Poate n-am aflat nici noi, nici noastră, nici românii care ne urmăresc. Problema, doamna Calițescu, este că a devenit, sau e posibil să fi devenit privată, dar e grav că e pe banii românilor. Exact. Asta e grav. Și și-a luat măsuri. Pentru că în apariția monumentală de ieri a avut grijă să nu fie deranjat nici de presă și nici de români. Ați mai văzut undeva așa ceva? Este posibil ca un președinte al unui stat? Asta s-a întâmplat de altfel și la Iași. De-aia erau gardurile. Le e frică de oameni. Și am ascultat cu uimire câteva momente din discursul președintelui României, ales de 2 ori, în care n-a spus absolut nimic despre fermierii și despre agricultorii care de nu mai ține minte câte zile sunt în stradă, în frig și își cer drepturile. Absolut nimic. În schimb s-a referit la război, ca și cum dânsul ar fi cel care girează politica externă. Greșit, eu pentru că nici pe aia, nici parte... aia nu o reprezintă și nici pe aia n-a știut să o gestioneze. Da. Și a mai vorbit despre extremism în alegeri. Da, da, da. Eu că doar urmează... Să vedem câteva materiale. Am ales un tablou din Ziua Unirii de ieri, de Ziua Principatelor Române, care și practic ce preocupări are domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Haideți să vedem împreună și comentăm împreună aici cu invitații. Statutul de membru NATO și atașamentul ferm față de valorile euroatlantice ne oferă acum cele mai solide garanții de securitate posibile. În același timp, România este un veritabil pilon de stabilitate într-o zonă marcată de turbulențe accentuate, cu economie solidă, fiind angrenată într-un amplu proces de reformă a marilor sisteme publice. Toate aceste mari proiecte de anvergură trebuie continuate și de aceea este important să conștientizăm că deciziile pe care le vom lua în acest an electoral vor influența cursul țării noastre, iar fiecare vot reprezintă un angajament profund față de viitorul nostru comun. Doamnelor și domnilor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin loialitate față de țară, rămâne un lider excepțional, un exemplu demn de urmat. Contribuțiile sale au transformat societatea și au adus un real progres în așezarea și funcționarea statului român modern. Pe scurt, am început cu NATO și am încheiat cu Cuza. Doamna ministru Carmenan, vă rog. Bun, eu începusem de fapt o alegație pe subiect, dar domnul Iohannis că e prea onorant pentru dânsul să-i spun președinte. Domnul Iohannis este purtătorul de cuvânt al unei țări care este pe culmile economiei, desfășoară proiecte de anvergură. Toți românii sunt extrem de fericiți că dânsul este acolo unde este și cumva îndeamnă să continuăm aceste proiecte de anvergură pe care dânsul, de la înălțimea poziției pe care o deține, le-a generat și le-a susținut. Doamne, în ce lume trăim? Întrebarea vine al cui purtător să ai de cuvânt este dacă începe cu NATO și... Cum să ai tupeul să faci asemenea afirmații?
Așa a fost discursul, doamna Calițescu. Așa a gândit consilierul care i-a scris discursul, că e bine să înceapă cu NATO, că vorba aia, suntem în NATO. Era e o mare realizare, NATO, dar nu a dânsului. Și mai puțin important, că era ziua Unirii Principatelor Române, a trebuit să spunem ceva întreagă și de cuza. Cam așa. Principatelor Române mai da. La coadă, așa, da. Adică mai pe fundul sacului. Domnul... E de râs. Domnul Rizia, tot doar. Și de plâns. Doamna, mai bine nu făcea escala asta după două luni de zile la București. Stătea pe unde a fost. Da, tot și în buzunarul nostru se vede. Mă uit săracul la el, pe cât e de mare, pe atât de neputincios, să, chiar dacă nu poate spune din propria inițiativă, din propriul cap, câteva fraze de ziua țării, unde este președinte ales și la final de 10 ani, să spui niște tâmpenii și niște aberații. Din punctul meu de vedere, și n-am cum, n-am, și nici n-am cum să mă abțin, pentru mine nu e un președinte care să merite recunoștința, aprecierea mea, sub nicio formă. Mă gândesc la românii noștri care aveau până la acest individ o impresie extraordinar de bună față de o etnie. Și acum mă gândesc la etnia ce, în ce fel se poate uita la acest individ care le-a distrus toată încrederea, toată frumusețea cu care îi privea românul. Când se uita și spunea, băi, ăia sunt niște oameni serioși, sunt niște oameni care fac treabă, sunt niște oameni. Și am avut parte de unul, deci spun, toată această impresie pe care o avea românul față de o anumită etnie, l-am ales și pe ăsta, ca să le distrugă toată această frumusețe pe care noi o aveam și o aveam foarte clar vis-a-vis de acești cetățeni. Eu sunt convins că Iohannis este un accident al acestor oameni, dar accident care ne-a produs multe de servicii, nouă românilor, în acești 10 ani. Și nu numai nouă, și partidului pe care l-a susținut, că de-aia se duce în jos. Și nu știu cine ar putea să-l mai oprească din coborâșul ăsta foarte rapid. Aici mă refer foarte clar la partidul care l-a propulsat, care l-a susținut și de care tot acest individ și-a bătut joc cum a putut și cât a putut. Pentru că ieri, la manifestările unde a făcut escală, l-a avut și pe acel domn care a uitat foarte repede că acum un an, doi, expresiile președintelui Iohannis, eu nu o să-i spun domnul președinte. Președintele Iohannis avea o expresie și rețin doar finalul. PSD. Și astăzi, Ciolacu, mare echipă cu acest individ. Explicați-mi. Cine? Ce explicații să dai? Cum păi, s-o dai? Vă dau eu explicație, pentru că am mai selectat un moment extrem de frumos ca să vedem și noi pe unde s-a plimbat domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Haideți să vedem împreună. În aceeași logică s-au înscris și vizitele din aprilie 2023 din America Latină, în Brazilia, Chile și Argentina. Brazilia, Chile și Argentina, ocazie cu care am reafirmat interesul României. A apărut o nouă țară pe mapa mondului. Chile, domnule, dumneavoastră ați auzit despre această țară? Vorbesc serios, adică dacă președintele României spune că a fost și în Chile, tind să cred că are dreptate și că e real, dar aș vrea să ne arate și nouă. Unde este această țărișoară? Chile. Chile, kilograme. Sunt pe la piață, pe la carmangerie, nu știu, pe la magazine, supermarketuri, da, de țară
Chile n-am auzit. Chile, da, domnule președinte, Klaus Werner Iohannis, Chile există. Chile, nu. Doamna ministru, e profesor de fizică. Deplasări. E profesor de fizică, nu de engleză. Cred că în astea două luni, în astfel de țări imaginare a fost domnul Iohannis, dar eu i-aș transmite o invitație. Eu îl rog frumos să-și caute geaca roșie, că sigur o găsește, și să se ducă un pic în mijlocul fermierilor și a agricultorilor. Are curaj, să vedem dacă poate să facă lucrul ăsta. Că înainte, vă rog, domnule președinte, faceți un act de mare curaj. Românii o să aprecieze, vă asigur, și duceți-vă în mijlocul oamenilor care stau de zile întregi în frig și așteaptă să-i bage cineva în seamă. Adică, mai pe înțelesul tuturor românilor, să facă și puțin turism agricol. Ar fi bine ca să înțeleagă ce s-a întâmplat în acești 10 ani de mandat a domniei sale. Corect. Vă rog, domnul. Doamna, nu mai e. De râs n-are cum să fie. Păi nu e de clar, râs. Asta chiar ar putea fi un exercițiu pe final de mandat. Adică... E clar că e de plâns când ne uităm și vedem ce au ales românii. Și aici mă gândesc chiar că și spun, române, uite ce ai făcut prin indolență, nepăsare, uite ce ai adus să ne conducă. Uite ce am pus, române, să ne conducă. Și urmările care le-a lăsat, nenorocirile care le lasă și le-a lăsat nepăsarea cu care ne trăda și aș putea spune că chiar ne-a trădat în zeple mea, în, cel puțin în ultimii 5 ani, este de nedescris cum s-a comportat cu noi. Un popor primitor de altfel, un popor respectos de altfel. Și uite cât și-a permis să-și bată joc de noi. Și își bate joc în continuare, că înțeleg că agenda este foarte încărcată, dar nu în țară, în afara țării. În afara țării, da. Nu în țară, unde frământările și falimentul nu numai agricultorilor, a transportatorilor, a sănătății, a învățământului, toate domeniile sunt în faliment. Nu mai vorbim de economie, de industrie nici atât, pentru că nu mai avem. Mai avem câte ceva pe care ușor, ușor răscoatem și pe alea la mezat, că altfel nu avem cum să ieșim din fundătură. Nici firmele mici și mijlocii nu mai rezistă mult. Adică... Eu am spus, ne paște falimentul. Și nu interesează, culmea, nu ne interesează și pe cel care înțeleg că și-ar dori să-i ocupe locul după ce Iohannis îl lasă liber. Și conduce și guvernul. Pentru că să ai mulți, puțini, dar ceea ce spun oamenii ăștia de la afumați, ceea ce spun fermierii, transportatorii și alții care vin și își plâng durerea acolo, chiar au dreptate. Deci sunt lucruri reale. Sunt lucruri care i-au adus să nu mai poată suporta. Și odată cu ei vedem unde este țara, nu? Vedem unde ne este nivelul. Haideți și să vedem, guvernanții chiar nu fac nimic. Nu fac nimic. Haideți să vedem și gândurile premierului Ciolacu de ieri, de ziua Unirii Principatelor Unite. Haideți să vedem împreună. Doamnelor și domnilor parlamentari și miniștri, stimați militari, dragi români, ne aflăm astăzi la mormântul ostașului necunoscut, într-o zi simbol a istoriei poporului român. O zi care, la 165 de ani distanță, ne transmite la fel de puternic forța valorilor care ne definesc ca națiune. O zi care ne dă ocazia de a onora efortul și sacrificiile românilor care au luptat pentru idealurile noastre comune, unitate și suveranitate. În toate momentele de cumpănă ale țării, poporul român a fost de fiecare dată capabil de eforturi naționale uriașe. Când totul părea împotrivă, românii au demonstrat
o solidaritate impresionantă în fața provocărilor și a amenințărilor. Au arătat că știu să fie uniți și determinați în realizarea unui interes național comun. Iar unirea, așa cum au văzut-o înaintașii noștri, reprezintă simbolul puterii noastre colective, a capacității noastre de a depăși obstacolele și de a construi împreună un viitor mai bun. Datoria noastră este să-i omagiem azi pe cei care au contribuit la realizarea acestui ideal. Oameni obișnuiți și lideri luminați deopotrivă, care au avut viziunea de a-și uni forțele pentru binele comun. Sărbătorind Ziua Unirii, suntem însă datori să reafirmăm responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare și să înțelegem că rolul nostru ca lideri politici este în viziunea noastră a tuturor, cu toate că avem și păreri diferite, de a genera coeziune și unitate și nu diviziune socială. Trebuie să lucrăm împreună, tocmai pentru ceea ce ne definește ca națiune, ne împăstrează valorile, ne oferă o viață mai bună și un viitor plin de speranță copiilor noștri. Doar așa demonstrăm că luptăm pentru România. Îmi doresc ca spiritul acestui loc sacru, mormântul ostașului necunoscut, să ne inspire și să ne amintească întotdeauna că, indiferent de provocări, suntem mai puternici atunci când suntem uniți. Uniți într-o țară stabilă, politic și economic, în care niciun cetățean să nu se simtă lăsat în urmă. Uniți într-o Românie respectată pe plan extern, care să-și apere cu tărie interesele. Uniți putem privi cu încredere spre viitor, conștiinți și conștienți că putem depăși orice provocare atunci când suntem solidari. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Da, aș începe așa. Este trist să vezi un premier al României care nu poate din sufletul său să spună câteva rânduri cu adevărat pentru românii. Aș mai sublinea din discursul domniei sale, pe care l-a citit în integralitatea sa, o zi în unitate și suveranitate. Păi în fiecare zi ar fi trebuit să fie în discursul dumneavoastră pe care l-ați citit. Poporul român a demonstrat întotdeauna că este deschis la solidaritate. Da, dar guvernul nu, niciodată. Și aș vrea să comentăm împreună discursul domnului premier Marcel Ciolacu, care, culmea, discriminează postul Nașul TV și chiar mă gândesc serios să fac demersuri în acest sens. Vă rog, doamna Carmen Danu. Doamna Calițescu, ne cereți prea mult ca să comentăm ce spune domnul Ciolacu, care citește cu greu de pe o foaie de hârtie, dar știți ce îi definește? Știți care este trăsătura? Vocea și talentul. Tupeul. Nici măcar vocea. Tupeul. Nici talentul. Și vă dau un exemplu. Citam astăzi un sondaj. Ne uităm de atâtea zile la ce strigă transportatorii români, la ce strigă fermierii români și la nesimțirea cu care sunt lăsați acolo. Se fac tot felul de mișculații, se transmit tot felul de mesaje, dar în condițiile în care transportatorii români ajunși cu cuțitul la os și fermierii sunt în stradă, dar acum mă refer la transportatori, ce credeți că releva sondajul pe care l-am citit astăzi? Că în topul încrederii românilor, ca și ministru, este domnul Grindean. O, Doamne, eu nu mai înțeleg după ce sondaj să mă mai iau, că am văzut extrem de multe sondaje. Da. Cât lipsă de respect poți să ai pentru poporul român și pentru românul care nu este bătut în cap, uitat de soartă, are creier și judecă, să-i spui românului că cel mai de încredere ministru în acest moment în România este domnul Grindean, care are transportatorii în stradă, în frig,
și care are tupeul să spună presei că răspunde la ce întrebări vrea dânsul când vrea dânsul. Păi, cred că de asta refuză, deci, să vină la Nașul TV. Sunt ași în manipulare și au foarte, foarte mult tupeu. Aș vrea să ne dezvoltați puțin cuvântul ăsta, mișculații, mișculație. La ce? Ce ați vrut să transmiteți? Că la tot felul de înțelegeri, de culise. Și am să vă răspund tot printr-un exemplu, pentru că acum 3 zile aflam pe surse o informație. Știți că tot vorbim de anul 2024, an electoral, an în care vom avea 4 rânduri de alegere. Se pare că nu vor mai fi chiar 4. Dar câte vor fi? Pentru că se gândesc la tot felul de... Da, doar că eu cred că o să votăm de vreo 2 ori, doar. Pentru că obiectivul onor guvernanților și onor politicienilor care spre rușinea noastră ne reprezintă și sunt la putere, doar că ei nu înțeleg că nu au puterea. Eu vreau ca și românul să înțeleagă că ei nu au puterea, în fapt. Este acela de a genera tot felul de pârghii care să le asigure succesul electoral. Și s-au gândit, pentru că avem dată stabilită doar pentru alegerile europarlamentare în 9 iunie, deci pe surse a apărut, iar astăzi cumva s-a confirmat și prin scris ceea ce se transmitea din culisele puterii, și anume faptul că intenționează să țină alegerile locale în aceea zi cu alegerile europarlamentare. De ce? Pentru că le teamă că pierd primarii, și alegerile locale știm cu toții că sunt alegeri oarecum țintite, pentru că de regulă omul votează la locale, omul și nu partidul. Și cu genul acesta de discuții de alcov pe care le fac și pe care le tot pregătesc pentru a se ține cu dinții de putere, o să mai urmărim în perioada următoare. Deci de cum se intereseze de problemele pe care le tot strigă românii, de neajunsurile pe care le trăiesc în fiecare zi, de toată greutatea pe care au așezat-o pe umărul cetățeanului simplu prin lipsa unei viziuni și a unei strategii de țară. În timp ce domnul Iohannis vorbește despre o economie dezvoltată și despre proiecte magnifice, realitatea este cu totul alta, iar principala ocupație a celor care ne conduc în această perioadă este aceea de a se asigura că vor rămâne în continuare acolo unde s-au obișnuit și unde au tot interesul să-și servească grupurile de susținere, să-și pună oamenii în funcții, să anunțe cu emfază că sunt posturile blocate, dar prin spate să facă tot felul de, iară spun, mișculații. Tot felul de manevre ca să-și întărească acest cer de putere. Iar noi, cred că este momentul să ieșim din starea de vegetație în care ne aflăm și să taxăm grav genul acesta de derapaje, pentru că nu vom mai avea ocazie. După 2024 nu vom mai avea ocazia, chiar va trebui, dacă nu deschidem ochii și nu conștientizăm că puterea nu e la ei, ci la români, la români uniți și solidari, nu vom mai avea ce să facem. Vă rog, domnul Horiția Tudorache, dumneavoastră, ce părere aveți de speech-ul domnului prim-ministru? Da, un speech fals, total fals. Nu că nu știe să citească, faptul că nu are încredere în ceea ce spunea, nu... Nu trece prin ființa domniei sale ceea ce a citit și atunci... De asta nici nu avea voce în ceea ce spunea. În altă ordine de idei, să mergi la
mormântul ăsta și unul necunoscut, dar e o mare cinste pentru noi, dar domnul Ciolacu ar trebui să știe că avem o zi specială care o dedicăm mormântului sau ostașului necunoscut. Păi în București nu și avem cinstim... niciun monument cu Alexandru Ioan. Da, avem, Ioan, cum să nu, avem în parcul Carol. Ce am mers acolo? Pe dealul Mitropoliei. Deci avem, cum să nu. Și tocmai de asta spun. Deci vorbim de ostașul necunoscut, avem o zi dedicată și atunci îi cinstim pe toți care nu au un mormânt, care au fost dați dispăruți, care nu deci se știu... Deci avem oarecum respectul pe care îl arată lui Dar, Ancuza, mergând la ostașul necunoscut este, în loc să este, este foarte clar. Pe el l-au așezat cu spatele la zid ca să elimine un eventual pericol care l-ar putea avea. Și ați văzut ce frumos îi stătea cu spatele la zid. Ceea ce nu se face într-o manifestare de anvergură asta, la unire, să te duci să te pună cu spatele la zid. Nu-i frumos și nu-i corect. Trebuie să faci baie de mulțime, să fii în mijlocul oamenilor. Oamenii să îți acorde recunoștința și așa mai departe. Dar vedeți pe Ciolacu fugit într-o atmosferă singuratică, iar pe ceilalți conducători ai noștri la Iași, plini de garduri. Și asta spune tot. Dar dacă tot s-a dus la mormântul ostașului necunoscut, așa ne vorbea, oare nu putea să comande niște prescuri la covrigăriile pe care dumnealui le are și să dea soborului de preoți să pomenească și să le facă o pomenire la toți cei care nu beneficiază și au rămas mulți chiar acolo, pe câmpul de bătaie, pentru ca țara noastră să existe în granițele care este astăzi? Cred că ar fi fost mult mai frumos și mult mai eficient din partea dumneavoastră dacă făcea gestul ăsta. Da, ar fi fost frumos, dar nu știu, oare mai are acele covrigării? Sau covrigărie, mai are acea covrigărie? Că... Doamna, nu știu, n-am verificat, dar din ce spun, din ce spune presa, chiar dacă nu le are, să pricepe, nu? Că are experiență și putea, să bănuiesc că n-a făcut numai covrici acolo, a făcut și colaci, a făcut și prescuri, a făcut și de toate. Și de asta spun, bă, putea să le aducă și cred că era mult mai înălțător și mult mai la obiect pentru noi creștini. Așa, făcând o paranteză, dacă tot te duci la un mormânt, să faci te duci covrigi și cu ce trebuie. E un lucru mare să fii un premier și să nu știi ce ai de făcut. Da. E foarte grav pentru popor. Bun, doamna, așa învață, să... învață și mai este sigur pe o chestiune. Da. Pentru că vorbeam avem mai devreme... Avem un ex-prim-ministru da, care a învățat mai, să vorbească în 2 ani. Mai devreme de ce a putut să facă Cristian Diaconescu să cheme oamenii și să aibă o discuție interactivă cu ei, să treacă prin mulțime, să stea de vorbă cu 1000 și ceva de oameni și așa mai departe. Și un Ciolacu, care este încrezut, îngânfat, pe ce se bazează acest om? Se bazează pe subvențiile și pe resursele economice care le are la îndemână, doamnă. Pe asta da. Se bazează. Unul care vom merge și pe care îl vom duce la Cotroceni, și aici mă refer clar la Cristian Diaconescu, îl vom duce la Cotroceni, va merge la Cotroceni, în ceea ce reprezintă Cristian Diaconescu, prin profesionalism, pregătire, probitate morală, cinste și așa mai departe, chiar dacă nu avem resursele lui Ciolacu, pe care le folosește astăzi, și mă gândesc aici numai la subvenție, milioane, zeci de milioane, care le are la dispoziție lunar. Din banii noștri ai tuturor. Bineînțeles, sunt de la bugetul statului, din banii noștri și le folosește și folosește acești bani pentru a își plăti imaginea, pentru a-și plăti tăcerea mediei și mă refer aici chiar la aceste evenimente de proteste care sunt la nivel național, nu toată media vorbește. Să știți că despre protestul... aici la Nașul TV eu am transmis exact de la fața locului în prima seară a protestelor fermierilor la Chiajna. În prima sâmbătă am fost la fața locului seara și am văzut despre ce este vorba. Toată lumea spune nu politizat, deși este foarte politizat. Toată lumea spune nu televiziunilor. Eu am fost acolo să stau de vorbă cu fermierii și au spus că nu vor să stea de vorbă pentru că ei transmit doar pe TikTok.
acum, dintr-o dată, am văzut că este acceptată doar o televiziune. O fi întâmplător sau nu, nu trag eu concluzii, să tragă oamenii. Dar culmea, tot însoțiți acei realizatori TV de oameni politici. Și atunci, cum nu este un protest politic? Că nu trebuie multă carte sau multă școală ca să vezi despre ce este vorba. Eu am invitat aici fermierii și săptămâna trecută. Am avut doar doi reprezentanți care au acceptat să vină, să vorbească, care nu fac parte din niciun partid, nici al fermierului, a domnului Andruș și nici a altor partide, și care pur și simplu sunt ignorați. Pur și simplu au fost tratați la fața locului ca și cum ar fi instigatori. Deși oamenii au venit, chiar unul dintre tineri a venit și ne-a arătat că este fermier înainte de finalul anului 2023. L-am avut aici în cadrul emisiunii. Și atunci pui în balanță, de fapt, ce se urmărește. Este evident că fermierii trebuie susținuți. Este evident că au multe, multe probleme. Este evident că guvernul nu le-a virat banii pe subvenții. Este evident că ei au mulți dintre ei conturile blocate pentru că nu își pot plăti furnizorii. Este evident că toate astea duc în lanț la probleme financiare în partea multor societăți. Dar ce este de făcut în condițiile în care, iată, ne raportăm doar la câțiva oameni, restul sunt ignorați, ne raportăm la niște guvernanți care nu au curaj să se strângă la guvern absolut toți la masă și să elibereze un document care, iată, să ajute fermierii în adevăratul sens al cuvântului. Și atunci rămâne, evident, aceeași întrebare veșnică, cui folosesc toate astea? Da, sunt doar câțiva, exact ce zic, guvernul încă nu a intrat în fibrilație pentru că au impresia că sunt puțini. Păi nu sunt, la nivel național sunt foarte mulți, adică au impresia am avut legătură puțini, telefonică și cu fermieri din Vaslui. Mulți dintre fermieri, mulți dintre transportatori, mulți care suferă prin taxele și impozite care s-au mărit, prin prețul motorine, prin acciza care s-a introdus, exact, prin facilitățile care s-au scos la constructori, la agricultori, în IT și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu suferă. Sunt brezle care suferă. Evident. Și toate dar se reflectă unde asupra sunt, societății. Unde sunt românii în marea masa lor? De ce nu spun nimic? De ce nu se strâng? Bună, este aceeași indolență de care vorbeam mai devreme. România a ajuns aici și datorită nouă, a celor mulți. Pentru că noi am trimis, după ce i-am trimis acolo și am văzut că nu și-au făcut treaba, nu i-am penalizat. De asta unul ca Năstase își permite să spună că trebuie să modificăm Constituția cu atâta aroganță. Acest individ care prin ce a strâns, și știm foarte bine cum a strâns, spoleind economia țării, industria, vânzând pe nimic, dând pe nimic. Pe nimic pentru țară și pentru toți ceilalți, nu pentru el. Uh-huh. Pentru că el și următoarele vreo 100 generații de ale lui pe mai departe au. Păi este simplu, există justiția în România. Din ce trăiești și trăiești bine. Există justiția. Pentru că în el România și Dana au știut ce să facă pe perioada în care au fost la putere. Păi nu, dar există justiție în România, există procuratura în România. Da, domnule, își există. Fac treaba, Orban. Dar și justiția, și procuratura, cel puțin pe timpurile alea, au fost controlate. Nu mai, nu mai știți pe doamna Stănoiu când spunea ce spunea la adunările de partid? Și acum e într-adevăr independentă justiția din România. Doamna, cred că acum mai este o latură a justiției. Unu, nu cred că sunt suficienți, pentru că după 20 de ani de activitate îi trimitem la pensie cu pensia mai mare decât salariul. Deci când a început să prindă ceva experiență, nu? Da, am văzut că să vadă a fost, și să priceapă domeniul în care este. Judecătorul Dănăileț, parcă nu, la 46 nu, de ani. Nu e vorba numai la 46 de ani. E vorba de toți, da? Păi nu, și au ieșit vreo 500 acum. Haideți să facem așa o concluzie. La 46 de ani, eu consider că un judecător abia are o experiență de viață și ar putea
să judece orice caz. Din ce în ce mai corect și mai orientat. Eu dacă mă duc într-o instanță și văd un judecător de 25 de ani, care ar putea să-mi fie copil, spun asta pentru că am copil de 28 de ani, păi ce experiență de viață are ăla să poată să mă judece pe mine? Nu, dacă a învățat carte, că eu am fost acum cel puțin în ultimele evenimente, și am văzut că unii chiar sunt pregătiți și fac treabă, dacă vor să fac, dar... Aici când vorbim de instanțe, vorbim de soarta unui om. Așa este. De soarta unui om. Și nu este singurul domeniu în care suferă de personal, pentru că îi trimitem. Și Ministerul de Interne la fel. L-a făcut 45-46, se apropie de 50 de ani, îl trimite repede acasă, că au obosit săracușii. După aia găsim aproape pe toți, nu spun pe toți, dar aproape pe toți îi găsim în structuri administrative. Ia aici pensia, cred că ne poate răspunde doamna ministru. Ia pensia de acolo și găsim și dincolo. Eu, în ultimile săptămâni, am avut nevoie prin business-urile pe care le avem și așa mai departe, și am găsit șefi de structuri în administrația publică, oameni ieșiți de curând la pensie din Ministerul de Interne. Și nu sunt puțini. Vă rog, doamna Carmen. Ca să-mi termin ideea, dacă m-aș duce în instanță și m-aș judeca domnul judecător Danileț, aș avea aceeași rezervă ca dumneavoastră, care întâlniți un judecător de 25 de ani, deci chiar nu mi-aș dori să mă judece dânsul, așa că ieșirea dânsului din sistem e una salutară pentru mine. Mai sunt astfel de personaje controversate care chiar cred că trebuie să plece. Pe de altă parte, eu am convingerea că în sistemul de ordine publică, în sistemul de justiție, sunt oameni foarte bine pregătiți profesional, care ar trebui susținuți prin politici serioase, care înseamnă popularea instanțelor, popularea structurilor de ordine publică cu astfel de oameni profesioniști, care trebuie să fie formați de către cei care au deja experiență profesională acumulată. Asta a fost politica pe care eu am dus-o la Ministerul de Interne. Nu l-am auzit pe domnul ministru Predoiu și nici pe miniștrii dinaintea domnului Predoiu vorbind cu aplecare despre penuria de resursă umană care este în acest moment în instituții cheie ale statului, cum este sistemul de ordine și apărare publică. Nimeni nu gândește strategii. Ministru, și cred că e oportună întrebarea. Cât secretari de stat ați avut dumneavoastră în funcția de ministru de interne? Trei secretari de stat. Trei secretari de stat și doi subsecretari de stat. Intră pe colegi, dacă se poate. Haide să arătăm câți secretari de stat are Ministerul Afacerilor Interne în prezent. Și să ne spuneți dacă dumneavoastră, în calitate de fost ministru de interne, considerați că era necesar un număr mult mai mare de secretari de stat. Adică ne plângem că avem datorii, ne plângem că o ducem rău, dar totuși la bugetul de stat mai aducem salariați, mai împovărăm poporul român cu mult mai multe salarii. Și acum să fie iertat, orice secretar de stat are un director de cabinet, are consilieri, are secretare, au șoferi, au mult mai multe. Adică un post nu înseamnă doar un salariu, ci cred că undeva vreo 10, 15, dacă nu chiar 20. S-ar putea să greșesc, dar cam pe acolo ne învârtim, nu? Și să vedem dacă într-adevăr mai trebuia să punem încă câteva persoane pe spatele românilor să susțină la bugetul de stat niște salarii în plus. La asta mă refeream de fapt când spuneam cu câtă nonșalanță arunci în ochii românilor grijă pentru cheltuirea banului public și anunți că s-au blocat posturile, deși în foarte multe domenii este nevoie de resursă umană, dar pe de altă parte ai grijă ca prin pârghii ascunse să aduci în sistem pe cei pe care trebuie să-i aduci și care fac parte din gașca ta. Haideți să vedem câți secretari de stat sunt. Iată. 2, 4, 6, 7. Nu, avem și secretar general. Păi da. Și mai avem. Da. Păi. E nevoie oare de acest număr? Eu am înțeles că există un secretar de stat pentru dialog social.
Ministerul de Interne este un minister de comunicare, este un minister extrem. Cred că și acest secretar de stat are un rol mai mult decât esențial în minister. Da, trebuiau să își găsească un loc de muncă și domnii care ocupă aceste funcții, care sunt, așa cum se știe, secretar pentru ordine și siguranță publică, secretar de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență, secretar de stat pentru relații cu instituțiile prefectului, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, secretar de stat pentru... nu înțeleg ce e acolo... relații internaționale, secretar de stat pentru dialog social și secretar general. Na. Adică au prea mult de lucru domnii secretari și atunci au trebuit să fie degrevați de anumite sarcini. Care fiecare secretar de stat are cabinet, ca da, și subsecretarul de stat și o întreagă structură. Cel puțin 15 posturi, dacă nu mai mult. Deci se muncește, nu glumă, în ministere. Pare rău doar că nu se vede. Nu știu cum naiba de nu se vede când uitați cât de dedicați sunt, cât de aplecați și încărcați de responsabilități sunt cei aflați acum în aparatul central. Domnul Oriția, da, aș vrea să vă dau un exemplu ca să înțeleagă și telespectatorii, da, noștri. Vă rog. De ce n-ar fi nevoie, spre exemplu, secretarul de stat cu relația cu Parlamentul? El să meargă în Parlament pe o anumită problemă de ordine publică, nu? Sau de situații de urgență. Ce trebuie să facă? Trebuie să ducă la secretarul de stat, care știe problema, care o are în curte, dacă sunt probleme, sau de promovată unei norme juridice în Parlament și așa mai departe, sau de răspuns unor întrebări pe ordine publică, trebuie să ducă la secretarul de stat pe ordine publică și să se informeze, nu? Da. Și ăsta îi spune toate chestiunile și el să-l reprezinte mai departe în comisiile de specialitate în Parlament. Păi ce rost are să ții unul pe această temă când cel care este pe ordine publică poate merge foarte frumos în Parlament și să-și susțină probleme. La fel, cel care e pe situație de urgență, cel care este în relația cu prefecții și așa mai departe. Pentru ce este chestia? Nu înțeleg. Dincolo, pentru relații internaționale. Bine, te duci pe câmpul relațiilor internaționale. Ce faci acolo? Dacă e o problemă de ordine publică, dacă ai o problemă de situații de urgență și îți vine în timpul în care ești într-o vizită, îți vine, trebuie să dai un răspuns, trebuie să... Ce faci? Spui că nu o cunoști? Sau poți să te pregătești cu toate problemele de ordine publică când pleci într-o vizită sau când ai o chestiune de răspuns, un lucru, ai o situație bilaterală cu cineva din Uniunea Europeană, să te duci la Bruxelles, stai o săptămână, două, trei, să te informezi? Să te duci? Sau ar fi bine, foarte bine, să ducă cel care cunoaște toată problematica pe un anumit domeniu. De asta. Adică, în loc să descurcăm lucrurile, le încurcăm doar de dragul de a mai da niște funcții colegilor de partid, să avem cât mai mulți angrenați, să avem în final cât mai mulți votanți. Că ne ducem la și spunem avem 1.200.000, 1.300.000, cred acum, de bugetari, nu? 1.300.000, nu? De bugetari. Păi dacă le-am mărit salariul, dacă o duc bine la alegeri, oare uită că o duc bine? Îl votează pe cine? Mă votează pe mine care spun nu e bine cu 1.300.000. Și că era bine și pe vremea lui Ceaușescu cu 800.000 sau 600.000 de bugetari care era, nu? De ce nu ar face treabă 800.000, 1.000.000? Și atunci ești în fața unui compromis. Nu, eu aș pune problema altfel. Cum să ai grijă de de a mulțumi cercul de interese prin genul acesta de organigrame și structuri și în același timp să nu spese și să nu te doară că sunt oameni în stradă care cer niște drepturi care sunt consfințite prin acte normative, prin legi. Și
vis-a-vis de ce spunea doamna Calițescu, eu sunt întru totul de acord cu intenția enunțată de altfel de fermieri și de transportatori de a nu politiza evenimentul, pentru că evident că se găsesc persoane politice care sunt în perioadă de... Vreo 5 politicieni de, în transmisiile pe care le-a făcut televiziunea. Câștig de fugă de imagine, fugă după imagine, și atunci se lipesc de genul acesta de evenimente, de aceea spun că e de înțeles. Partidul Mișcarea România Suverană a transmis un comunicat de presă atunci când a început protestul, prin care noi am anunțat clar, sincer și simplu că sprijinim demersul fermierilor și al transportatorilor și cred eu că avem și credibilitatea necesară atunci când facem această afirmație, pentru că îi invit pe toți să-și amintească cam care au fost politicile cuprinse și măsurile duse la îndeplinire prin programul de guvernare din 2016, programul general de Liviu Dragnea, pe care noi îl continuăm asumat prin Partidul Mișcarea România Suverană, când fermierii își primeau la timp subvențiile, când cineva se gândea la inputurile din agricultură, când s-au generat atâtea politici de încurajare a producătorilor autohtoni, când se dezvolta sistemul de irigații la nivel național și când existau structuri care gestionau această problematică. Acum este firesc să își ceară drepturile și este firesc să-și dorească să fie singuri pe acest culoar. Aș vrea să rămână la fel de hotărâți și eu mai am convingerea că în cât de curând acestor oameni curajoși li se vor alătura și alte categorii sociale. Știu despre problemele medicilor. Știu despre probleme. Uite, și grefierii sunt în grevă pentru că nici nu știți ce termene se dau acum în instanță, ei nu pot să protesteze altcumva decât la... Dar încet, încet, România se trezește. De aceea eu nu sunt pesimistă și am încredere că românului care simte cuțitul la os, o să ia atitudine. Cred că toți suntem îndreptățiți să fim în stradă. Sunt convinsă că vom fi tratați la fel cum sunt tratați fermierii și transportatorii. Însă lucrul acesta trebuie să ne determine să deschidem ochii larg și să fim foarte, foarte atenți în anul de grație 2024, pentru că altă șansă să redevenim o națiune nu mai avem. Da, în încheierea emisiunii aș vrea să vă adresez o întrebare. Amândurora, ați avut parte de recunoștință atunci când ați făcut cuiva bine? Și încep cu dumneavoastră, doamna Carmen Dan. Am avut parte și de recunoștință, de mulțumire, de altfel, dar am avut parte și de cealaltă sau de reversul acestei atitudini. Adică vi s-a răspuns cu rău? Adică dacă faci bine, mai se poate întâmpla să primești și rău. Domnul Rizia Tutorache, vă rog, același. Doamna, eu vin, m-am născut la țară. Fiecare dintre noi, cred că ne-am născut, mă rog, nu la țară, dar de acolo ne tragem cu toții. Da, m-am născut la țară, am avut parte de părinți muncitori, cinstiți, onești. Tata a făcut și pușcărie pentru că a fost un pic pe invers cu nou regim. La 17 ani a fost împotriva celor care i-au colectivizat și așa mai departe. L-au așteptat, a făcut 18 ani și l-au trimis un pic la stuf, la Salcia. Și a tăiat ceva stuf, chiar foarte mult. Dar la țară, acolo, eu am trăit cu multe zicători, cum se spune la țară, cu multe învățăminte pe care le spune țăranul din suflet. Iar față de recunoștință, avea o vorbă cu facerea de bine. Și mai departe, o știe tot românul. Popor, că o vorbă din popor. O vorbă din popor care... Foarte reală. Poartă mult
mult adevăr poartă această vorbă, așa cum vorbele din popor poartă la fel mult adevăr. Da, am făcut, zic eu, destul bine. Au fost momente în care am promovat și după aia a fost scoală-te tu că mă așez eu și multe alte lucruri, dar în final nu-mi pare rău că am putut să fac bine, nu-mi pare rău că Dumnezeu mi-a dat suficient cât să pot da și să pot oferi. Mulțumesc frumos! Vă doresc o seară frumoasă și dumneavoastră și telespectatorilor, iar noi, dragilor, ne revedem mâine seară, începând cu orele 20, tot aici pe Nașul TV. Până atunci, exact același îndemn, chiar și cele mai întunecate nopți au un răsărit frumos.